Iisus, fericire eu găsesc. Numai lângă tine, numai lângă tine, Iisus, pace eu găsesc. Numai lângă tine, numai lângă tine, Iisus, fericire eu găsesc. Dimineața aceasta aș vrea să ne unim, să spunem lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, suntem în pragul sărbătorilor de Crăciun și noi sărbătorim întruparea Domnului Iisus Hristos, nașterea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Ne amintim cu drag de acel moment și spunem din toată inima, Doamne, îți mulțumim că ai ales să vii pe acest pământ. Și odată cu nașterea Domnului Iisus Hristos a venit și bucuria în lume. A venit ajutorul lui Dumnezeu în lume. A venit mântuirea lui Dumnezeu în lume. A venit speranța lui Dumnezeu. Dar a mai venit ceva. A venit o pace fără de sfârșit. Citim în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Scriptura, Sfânta Scriptură spune în felul următor: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Este vorba de Domnul Iisus. Îl vor numi minunat și minunat este Domnul nostru Iisus Hristos. Îl vor numi sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râmna Domnului oștirilor. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. E bine, frați și surori, este o perioadă de bucurie. Și ar trebui fiecare dintre noi să ne bucurăm în această perioadă. Dar poate că mai există persoane care, în prag de bucurie și de sărbători, au inima tristă, se întâmplă. Iată ce spune Scriptura, că Domnul Iisus Hristos va face să crească o pace fără sfârșit. Și mă rog, cu ocazia nașterii Domnului Iisus Hristos, cu această sărbătoare, Dumnezeu din cer să vă dea o pace fără de sfârșit. Și indiferent de tulburare, indiferent de ce vrea să aducă ce rău, să nu aibă putere și să domnească în fiecare dintre noi o pace fără de sfârșit și toată biserica să spunem amin. Amin, Doamne! Pune pacea aceasta fără de sfârșit în inimile noastre în dimineața aceasta. Roagă-L pe Dumnezeu în dimineața aceasta, Doamne, pune în inima mea o pace fără de sfârșit. Să nu mă mai tulbur, să nu mă mai îndoiesc de Tine, Doamne, să nu mai există necredință în viața mea și să mă bucur întotdeauna și în inima mea să fie o pace fără de sfârșit. O pace care să nu se sfârcească niciodată. Ne rugăm în dimineața aceasta, spunem Domnului, Doamne, pune în inima mea pacea aceea fără de sfârșit. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, stăm înaintea Ta în dimineața aceasta. Și Te rog, Doamne, să pui noi pacea aceea fără de sfârșit, pe care Tu ai adus-o odată cu nașterea Ta, cu întruparea Ta în lumea aceasta. Înălțăm numele Tău, Iisus. Înălțăm numele Tău, Iisus. Înălțăm numele Tău, unificăm numele Tău, Iisus. Înălțat să fie numele Tău în dimineața aceasta. Revarsă peste noi o pace fără de sfârșit. Revarsă peste noi pacea Ta, Doamne. Ai zis că ne lași pacea Ta,
dar nu în felul lumii care să ne tulbure inima, Doamne, și o pace care să dăinuiască printre noi. Ne bucurăm de ceea ce ai făcut, Doamne, că ai venit în lumea aceasta și ne-ai adus mântuire, ne-ai adus bucurie, dar ne-ai adus și pacea aceasta care nu are niciun sfârșit. Mă rog, Doamne Dumnezeule, peste biserica Ta din Toflea să fie o pace, Doamne, fără de sfârșit. Mă rog, Dumnezeule, Tată, să reverși peste noi din pacea Ta, din bucuria Ta, Doamne, din dragostea Ta peste noi. Te înălțăm și Te aducem închinare pentru ceea ce ai făcut Tu pentru noi, Hristoase. Înălțați să fie numele Tău, Doamne, dimineața aceasta. Înălțăm numele Iisus. Ție, Doamne. Îți mulțumim și ne închinăm doar Ție. Aleluia. Amin. În prezența Domnului vă invit să vă reocupați locurile în dimineața aceasta. Vreau să ne bucurăm cu toți în dimineața aceasta pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a dat o pace fără de sfârșit. Și în dimineața aceasta aș vrea să cântăm lui Dumnezeu, vom cânta mai multe colinde. Ne vom închina înaintea lui Dumnezeu și îi vom mulțumi special în această dimineață pentru că El a ales să se nască în lumea noastră. Îi vom mulțumi din toată inima noastră, ne vom concentra pe acest eveniment care s-a întâmplat în jur cu 2000 și ceva de ani în urmă și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi. Ne unim din toată inima și spunem binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Vom cânta o cântare și apoi vom veni cu cea de-a doua rugăciune. Amin. Din Dumnezeu, aleluia.
El Iisus, El Iisus, El Iisus, El Iisus, Fiul de om, de Dumnezeu, aleluia. El Iisus, El Iisus, El Iisus, El Iisus, Fiul de om, de Dumnezeu, aleluia. În curând vom fi cu El, aleluia. Fericit în raiul său, aleluia. În curând vom fi cu El, aleluia. Fericit în raiul său, aleluia. Fericit, 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 fericit în raiul său, aleluia. Fericit, 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 fericit în raiul său, aleluia. Fericit raiul său, aleluia. Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie Domnul pentru această dimineață minunată în care suntem în prezența Domnului și de aceea să spunem glorie Domnului. Adevărul este că aceste zile Îl vom sărbători pe Iisus Hristos, nașterea Mântuitorului. Dar în această dimineață, îndemnul meu nu se află despre nașterea Mântuitorului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu altă ocazie, am să vorbesc și despre nașterea Domnului, dar am să vorbesc despre potolirea furtunii, care se află la Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 35. În acea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care s-a aflat și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: Taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: Cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Așa cum am dat citire din cuvântul lui Dumnezeu, ucenicii cu Iisus în corabie. Numai că în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a adormit la cârmă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în corabie au început să lovească valurile și aproape că corabia mai că se umplea de valurile apei. În momentul acela ucenicii s-au speriat și s-au dus la Iisus, dar însă nu cu o atitudine: Doamne, ajută-ne! Nu cu acea atitudine în care să-L roage pe Iisus, ci cu o atitudine de a-L certa pe Iisus: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Oameni buni, trăim într-o lume în care oamenii sunt loviți din multe părți ale lumii. Suntem loviți de necaz, suntem loviți de probleme, suntem loviți de boală și de multe ori noi mergem înaintea Mântuitorului cu atitudine de a-L certa și nu de a-L ruga să vină în ajutorul nostru. Ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de a-L certa pe Dumnezeu și nu de a ne ruga lui Dumnezeu. Așa cum ucenicii spune: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Oameni buni al lui Dumnezeu, Dumnezeu în această dimineață ne vorbește în felul următoare.
Că noi nu trebuie să trăim cu impresia că noi suntem oameni pierduți. Ucenicii au trăit cu această impresie că ei erau oameni pierduți. Dar însă Iisus Hristos era în barcă cu ei. Și ei nu erau pierduți, oameni buni. Și noi de multe ori trăim cu impresia că suntem pierduți. Însă Iisus Hristos este în viața noastră. Și noi nu înțelegem că noi trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu să vină în ajutorul nostru. Noi de multe ori lăsăm lumea aceasta să ne lovească. De multe ori lăsăm necazul acesta să ne doboară. Și noi nu știm să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, ajută-ne! Ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-au speriat. Și Mântuitorul i-a numit fricoși. Oare de ce i-a numit fricoși? Pentru că ei au privit la valurile care loviau în ei și nu au privit la cel care stătea la cârmă. Și în acel moment ei s-au speriat. De multe ori ne aflăm în acest punct, oameni buni. Trăim într-o lume în care ne speriem de ei. Ne speriem de necazul lumii. Ne speriem de problema care este în viața noastră. Ne speriem de boala care este în trupul nostru. Știți de ce? Pentru că noi privim la problema din viața noastră și noi nu mai avem tendința să privim dincolo de problema, dincolo de necazul nostru, dincolo de suferința noastră, să privim la acela care are puterea să rezolve necazul nostru. Noi nu mai privim dincolo de necazul nostru, care are puterea, Iisus Hristos, ca în această dimineață să ne rezolvă necazul. Domnul Iisus Hristos în această dimineață ne spune, omule, nu mai privi la necazul din viața ta, ci privește dincolo de necazul tău, la acela care în această dimineață are puterea să te ierte, la acela care în această dimineață are puterea să-ți rezolvă necazul și problema din viața ta și din familia ta. Noi în această dimineață nu mai trebuie să privim la necazul nostru, ci trebuie să privim la acela care are puterea să ne ierte și să ne rezolve necazul. Mărire Domnului! Cu aceste cuvinte vă rog respectos, ridicați-vă în picioare. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, noi credem că Tu ești la cârma vieții noastre, Doamne. De aceea noi venim înaintea Ta, Doamne, în această dimineață. Să Te rugăm să fii cu noi, Doamne, ca Tu, Doamne, să ne ierți, ca Tu, Doamne, să ne rezolvi problema, Doamne, ca Tu, Doamne, să fii cu noi, Doamne, pe acest pământ, pentru că noi credem în puterea Ta, Dumnezeule Tată. Ne rugăm cu toată biserica. Acela care ești viu, Doamne, acela care stai la cârma vieții noastre, Doamne. O, Doamne, venim înaintea Ta, Tată. Nu venim să Te certăm, Doamne, ci venim să Te rugăm ca în această dimineață, Marele Învățător, Tu, Doamne, să ne rezolvi problema, Doamne. Trăim într-o lume în care suntem loviți, Doamne, de necaz, de probleme, Doamne. Dar noi ne încredem în Tine, Tată. Noi credem, Doamne, că Tu ești, Doamne, la cârma vieții noastre, Doamne. Nu vrem să ne speriem, Doamne Iisuse, de lumea aceasta. Pentru că Tu ești cu noi. Oh, Te laudă sufletul meu, Doamne. Te binecuvânt în această dimineață. Mărire numelui Tău, Iisus. Aleluia Ție, Tată. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule Tată. Glorie, Iisuse, numelui Tău. Aleluia. Thank you.
slăvit să fie numele Tău în dimineața aceasta, Iisus. Te lălțăm pe Tine, Doamne, Tu care ești în controlul vieții. Te lălțăm pe Tine, Doamne, Tu care deții mâna Ta. Te lălțăm pe Tine, Doamne, Tu care ai control asupra vieților noastre. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim că Ție ești pasă de noi. Te înălțăm în dimineața aceasta, Împăratul nostru, Domnul nostru, Regele nostru. Înălțăm glasul de către Tine și Ți aducem închinare din toată inima, Doamne. Înălțăm numele Tău, fiindcă ne-ai dovedit de atâta ori, Doamne, protecția Ta, Doamne, mâna Ta cu noi. Te înălțăm pentru aceste lucruri, Dumnezeul nostru, și Îți glorificăm numele, Doamne, vrednic ești Tu de cinste. Vrednic ești Tu de slavă, vrednic ești Tu de glorie în dimineața aceasta, Împăratul nostru, Regele nostru, glorie numelui Tău, glorie numelui Tău, glorie numelui Tău în dimineața aceasta, Împărat al împăraților, singurul Dumnezeu viu și adevărat ești Tu, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ai potolit furtune de atâtea ore. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat putere, că ne-ai dat credință. Te înălțăm, Iisus, glorie numelui Tău, Iisus. Aleluia. Aleluia. Mulțumim. Aleluia. Aleluia. Amin. Vă rog în prezența Domnului să vă reașezați. Frați și surori, în această dimineață, după cum spuneam, va trebui să ne bucurăm. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. E bine, bucuria este o acțiune. Trebuie să te bucuri, trebuie să faci ceva, trebuie să alegi să te bucuri în dimineața aceasta. Și vreau să-ți reamintesc că ai foarte multe motive de bucurie. Hristos s-a născut și te-a mântuit. Cel mai mare motiv de bucurie este acesta. Hristos te-a binecuvântat tot anul, te-a păzit, ți-a dat tot ce a trebuit, un alt motiv de bucurie. Așa că în dimineața aceasta, frați și surori, să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Amin? Haideți să cântăm Domnului și m-am venit și cu colecta. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Cu toții spunem amin.
Don't
Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă și binecuvântată. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare și împreună să spunem amin. Amin. Biblia spune că iată că vi se va naște un mântuitor. Biblia nu spune mai mulți mântuitori, ci Biblia spune un mântuitor. În această dimineață noi, în timpul acesta, sărbătorim în aceste zile nașterea Mântuitorului. Aș putea să spun mai mult decât atâta, intrarea lui Iisus Hristos în istoria lumii. Dacă am spune doar nașterea Mântuitorului, ar fi prea cuvinte sărăcăcioase. Dar de fapt El este de la întemeierea lumii. El a intrat în istoria acestei lumi în care se aducă mântuirea ta, mântuirea mea, mântuirea noastră. Slăviți să fie Domnul! Spune Biblia că viața voastră este ascunsă în Hristos, în Dumnezeu. Adică ești o persoană binecuvântată. Ești o persoană care umbli în lumină. Ești o persoană în care trăirea ta este ascunsă. Viața ta este Hristos. Amin? Așa că în această dimineață aș vrea să intrăm în rugăciune, să spunem lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești viața mea. Tu ai venit în lumea noastră, spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu nu spune că copilul acesta se va naște prin tine, Maria. Sfântul se va naște prin tine. Adică nu prin Maria, cu alte cuvinte, oamenii celebrează și spun că vine mântuirea prin ea, ci mântuirea vine prin Iisus Hristos. Așa că în această dimineață, haideți să intrăm în rugăciune, să spunem lui Dumnezeu, Doamne, Tu Te-ai născut și ai intrat în istoria acestei lumi în care să aduci mântuirea noastră. Ajută-ne ca și noi, Doamne, să avem o naștere, o întâlnire, o viață reală cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și atunci, Biserica lui Dumnezeu, nu doar că are un mântuitor, nu doar că El a venit, Biblia spune că El va veni. Și pentru că El va veni, aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului, Doamne, pregătește-mă pentru ziua aceea. Intrăm în rugăciune și în urma rugăciunii noastre care ne vor ruga în comun, fratele Gheorghe va continua cu rugăciune în care Dumnezeu să dea cuvânt, inimi deschise, iar prezența lui Dumnezeu să fie peste noi. Amin. Ne rugăm în comun. Doamne, numele Tău. Slavă ție, Doamne, Tată.
În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim în această dimineață, Doamne. Mulțumim în această dimineață, Doamne, că stăm înaintea Ta cu mulțumire, Doamne. Binecuvintează pe unul fiecare care în această dimineață, Doamne, dragostea Ta cea mare, Doamne, ne-a strâns în jurul cuvântului Tău, Doamne. Mulțumim că Tu ești lumina, Doamne, care ai adus-o pe pământ prin Tine, Doamne. Mulțumim că ai adus mântuirea aceasta în lumea aceasta, dar prin Tine, Doamne. Mulțumim pentru salvarea care ai adus-o prin Tine pentru lumea întreagă, Doamne. Te rugăm în această dimineață, luminează inimele fiecăruia dintre noi, Doamne. Binecuvintează, Doamne, în această dimineață pe solul care l-ai trimis, împuternicește-l în această dimineață, Doamne. Vrem în această dimineață ca ungerea divină să fie peste ființa lui, Doamne. Să lași o prospețime divină peste el, Doamne, și noi să ne dai o inimă bună să primim cuvântul Tău în această dimineață, Doamne. Vrem în această zi, Doamne, cuvântul Tău să fie o prorocie pentru o descoperire, Doamne. Și te rugăm în această dimineață, binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi, Doamne. Toată lucrarea aceasta o încredințăm în mâna Ta, în brațele Tale preforate, Doamne, și Te rugăm în dimineața aceasta, dă-ne lumină nouă în această dimineață, Doamne, dă-ne pacea Ta în această dimineață, Doamne, dă harul Tău fiecăruia dintre noi în această dimineață, Doamne, prin Tine am primit această bucurie, Doamne, prin Tine am primit această veste, Doamne, că S-a născut Mântuitorul în lumea aceasta, Doamne, mulțumim că ne-ai luminat viețile noastre, Doamne, lumea aceasta trăia în întuneric, în păcat, în bezna păcatului, Doamne, dar Tu te-ai născut în lumea aceasta, Fiul lui Dumnezeu, să ne lumineze viața și cărarea fiecăruia dintre noi, Doamne. Luminează-ne viața fiecăruia, Doamne, pe cei încă care nu sunt luminați de Tine. Te rugăm în această dimineață, în numele iubirii Tale, Doamne, luminează inimile noastre, Doamne, pe ca Evanghelia să lumineze orice ținut, orice lumea aceasta în care cuvântul Tău nu a ajuns, Doamne. Te rugăm în această vreme rugăciunile care se înalță înaintea gloriei Tale, Împăratul nostru, să pătrunde cuvântul Tău cu tărie, cu binecuvântare în orice națiune, Doamne, în orice lume, cuvântul Tău care nu este încă predicat și îți mulțumim în această dimineață, Doamne. Credem că Tu vei face lucrări mari în această dimineață, Doamne. Toate cântările este spre gloria Ta, Doamne. Toate învățăturile care vom asculta în această dimineață este pentru împărăția și gloria Ta, Doamne. Încredințăm toate lucrurile în mâna Ta, a Ta să fie gloria, slava, cinstea și puterea și împărăția în veci. Amin. Amin, vă rog să vă reașezați. Iubită biserică, mulțumim Domnului pentru această zi frumoasă și binecuvântată. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne poartă de grijă și, în a doua parte, mulțumim fratelui pastor în care a răspuns invitației noastre să fie împreună cu noi, fratele pastor Vasilică Croitoru, Domnul Dumnezeu să-l binecuvinteze și biserica să spunem amin. Amin. El este însoțit împreună de fica lui, de fetița dânsului, așa că el este ca acasă, noi spunem un bun venit acasă, Domnul Dumnezeu să-l binecuvinteze și împreună să spunem amin. Amin. Aș vrea înainte de mesaj, înainte de cântări, să salutăm pe cei care sunt cu noi pe această rețea de socializare pe Facebook-ul bisericii, nu numai Tofleni, dar toți acei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, mă rog ca prin media să simtă prezența lui Dumnezeu, iar bucuria mântuirii să o simtă și ei, chiar dacă noi nu-i vedem, ei ne văd, dar știu că Dumnezeu ne vede pe toți și cred că în prezența lui Dumnezeu ne vom bucura în această dimineață. Slăvit să fie Domnul! Amin! Iubită biserică, mă gândeam în timpul rugăciunii, timp de 400 de ani a fost o tăcere, Dumnezeu n-a mai vorbit niciunui copil al lui Dumnezeu. În istoria creștinismului, aș putea să spun, a iudaismului, era o tăcere de 400 de ani în istoria lumii. Și spune Cartea Evrei, în cele din urmă, Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său. Cât de mare binecuvântare este că Domnul ne vorbește. Amin? Vă dați seama ce luptă, ce lacrimi, ce durere, ce agonie să strige sute de ani și să fie tăcere. Și pentru noi, Dumnezeu să ne vorbească în fiecare zi. Este o mare minune. Așa că mă rog ca Domnul și în această dimineață vocea lui Dumnezeu să vibreze în inima ta. Și Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia și împreună să spunem amin.
Dorim să cântăm Domnului împreună cu sora Isaura, Ionut și Marius, împreună cu grupul de copii, o cântare. În urma cântării, fratele Bodo să laude pe Domnul cu o cântare, iar apoi din nou grupul, împreună cu copiii, să laudă pe Domnul cu un grupaj de cântări, iar apoi vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, mesajul de bază prin fratele pastor Vasilică Croitoru. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Cetate în Galileea, Duhul Sfânt s-a coborât. Căuta pe acea fecioară, cea mai sfântă pe pământ. O cetate în Galileea, Duhul Sfânt s-a coborât. Căuta pe acea fecioară, cea mai sfântă pe pământ. Maria, Maria, tu-l vei naște pe Mesia. Maria, Maria, el ne aduce mântuirea. Maria, Maria, tu-l vei naște pe Mesia. Ne-aduce mântuirea. Într-o cetate în Galileea, îngerul a fost trimis la o fecioară logodită, căreia așa i-a zis. Într-o cetate în Galileea, îngerul a fost trimis la o fecioară logodită, căreia așa i-a zis. Maria, Maria, tu-l vei naște pe Mesia. Maria, Maria, el ne aduce mântuirea. Plecăciune ție care din cer ai primit mult har, tu-l vei naște pe cel care va învinge la calvar. Plecăciune ție care din cer ai primit mult har, tu-l vei naște pe cel care va învinge la calvar. Maria, Maria, tu-l vei naște pe Mesia. Maria, Maria, el ne aduce mântuirea. Maria,
Maria, Maria, Maria, El ne aduce mântuirea. Cum se face lucrul acesta, Doamne, eu fecioară sunt. O, cu tine va fi Domnul și în tine Duhul Sfânt. Cum se face lucrul acesta, Doamne, eu fecioară sunt. O, cu tine va fi Domnul și în tine Duhul Sfânt. Maria, Maria, Tu-L vei naște pe Mesia. Maria, Maria, El ne aduce mântuirea. Maria, Maria, Tu-L vei naște pe Mesia. Iată roaba Domnului, facă-mi se cum Tu spui. O, ce îndurare mare, să fiu Maica Domnului. Iată roaba Domnului, facă-mi se cum Tu spui. O, ce îndurare mare, să fiu Maica Domnului. Maria, Maria, Tu-L vei naște pe Mesia. Maria, Maria, El ne aduce mântuirea. Maria, Maria, Tu-L vei naște pe Mesia. Maria, Maria,
deschide-ți ușa inimii, afară bate cineva.
și drăgălaș, dulce copilaș, ne-ai adus din ce lumină, dragoste și ar. Dumnezeu ne dă ce-a avut mai scump, Fiul Tatălui din cerul pruncul său. Slăviți să fie Domnul! Mă bucur din toată inima că Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să călătoresc și să fiu împreună cu voi dimineața aceasta la o sărbătoare importantă. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare inimă în dimineața aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu să poată să aducă rod în viața noastră. Întotdeauna este important ca Dumnezeu să găsească inimile deschise în care cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod. Vedeți, când îngerul a venit și i-a spus Mariei ce urma să se întâmple cu viața ei, Scriptura spune că Maria strângea cuvintele acelea în inimă. A primit cuvântul acela. L-a crezut. L-a acceptat, l-a luat pentru viața ei. Și de aceea cuvântul acela a putut să producă în viața ei acel rezultat binecuvântat. Sunt unii care sunt de părere chiar că acela a fost momentul în care Dumnezeu a venit efectiv și a făcut ca Maria să conceapă și să îl aibă pe pruncul Iisus în pântecele ei. Momentul în care ea a crezut, momentul în care a primit promisiunea, momentul în care a spus, facă-se după cuvintele tale. Când promisiunea lui Dumnezeu și-a găsit loc în inima ei și a primit cuvântul Domnului, atunci s-a deschis pentru ea ușa binecuvântării și a putut să-L nască pe Mesia. Așa se întâmplă cu noi când noi primim un cuvânt de la Domnul.
când noi acceptăm promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. În dimineața aceasta, pregătându-ne să ascultăm cuvântul Scripturii, aș vrea să vă spun, măsura în care noi ne deschidem pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru promisiunile lui Dumnezeu, măsura în care noi spunem, Doamne, vreau să aud cuvântul Tău și vreau să-L trăiesc, vreau să aud cuvântul Tău și cuvântul Tău să producă o schimbare în mine, vreau să aud cuvântul Tău și cuvântul Tău să nască în mine o dorință de a trăi după voia Ta. Când noi primim cuvântul lui Dumnezeu cu asemenea atitudine, atunci Dumnezeu începe să transforme viața noastră. Apostolul Pavel spunea că noi atunci când primim cuvântul lui Dumnezeu și acceptăm voia lui Dumnezeu pentru noi, suntem schimbați din slavă în slavă, în același chip cu al Lui. Așa prinde Hristos chip în noi, ascultând cuvântul, primindu-l, acceptându-l, predându-ne lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu vrea să te schimbe și să te ducă într-o nouă trăire a slavei Lui. Asta vrea să facă Dumnezeu pentru tine. Astăzi Dumnezeu vrea să-ți dea o măsură nouă din slava Lui, pentru ca să se vadă, să se reflecte pe fața ta chipul Fiului Său, Iisus Hristos. Amin? Haideți pentru câteva momente să ne ridicăm în picioare și să spunem fiecare dintre noi, Doamne, vreau astăzi să ascult, vreau astăzi să primesc cuvântul, dar să o fac altfel decât să aud o predică. Pentru că am ascultat predici multe cu toții, nu-i așa? Doamne, vreau astăzi să primesc cuvântul în așa fel încât în inima mea să se nască ceva. Să prindă chip Hristos, să prindă chip hotărârile acelea noi, dorințele acelea noi de a trăi pentru Dumnezeu. Haideți cu toții să ne deschidem inima înaintea Domnului. Doamne, fă-ți lucrarea Ta noi în dimineața aceasta. Fă-ți lucrarea Ta noi, Doamne, în dimineața aceasta. Lasă cuvântul Tău, lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să prindă chipul viața noastră, în inimile noastre. Doamne, lasă cuvântul Tău, Doamne, să ne apropie de Tine, să ne conducă în prezența Ta de slavă, Doamne. Cuvântul Tău, Doamne, să ne transforme, Doamne, dimineața aceasta, nu să vii și să fii întâiul pentru noi, Doamne. Și noi, Doamne, să faci să se nască niște lucruri sfinte, niște lucruri sfinte de puterea Ta, de slava Ta, de harul Tău, Doamne. Nu, Doamne, să trăim pentru Tine, Doamne. Lasă Duhul Tău în aceasta să fie stare, Doamne. Lasă puterea cuvântului Tău să se manifeste în noi, Doamne. Lasă gloria și lasă slava Ta, lasă puterea Ta să fie. Vrem, Doamne, să trăim după voia Ta. Vrem, Doamne, să umblăm în lumina cuvântului Tău, Doamne. Vrem cuvântul Tău să-și găsească loc în inimile noastre. Și mă rog, Doamne, dimineața aceasta pentru toți ascultătorii cuvântului Tău. Fiecare, Doamne, să aibă parte de o descoperire a voii Tale. Fiecare să audă cuvântul Tău, Doamne, într-un mod personal, Doamne. Fiecare inimă, Doamne, să fie inspirată de ceea ce Tu ai să ne oferi, Doamne. Și apoi noi să strângem cuvântul Tău într-un pământ bun, Doamne. Și pământul acesta să aducă rod, Doamne, pentru slava și pentru gloria numelui Tău sfânt. Îți mulțumim în această dimineață, Doamne, pentru că ești cu noi. Și pentru că prin cuvântul Tău vrei să faci o lucrare nouă în inimile noastre. Aleluia! Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Haideți să ne așezăm. Și aș vrea să încep cu o întrebare. Așa, un test de cunoștințe biblice. Care vi se pare vouă că este cel mai ciudat personaj din Biblie? Cel mai ciudat om din Biblie, așa, neobișnuit, nepotrivit parcă cu lumea în care trăia, neadaptat, așa, ceva ciudat și diferit. Ia spuneți-mi, vă rog. Samson, un răspuns. Samson a fost diferit, a fost ciudat, într-adevăr. Dar au fost alții mai ciudați decât Samson. Irod. Și Irod a fost un om ciudat, dar mulți împărați romani au fost ca Irod, mulți lideri,
mulți oameni înălțați întregătorii și astăzi, dintre conducătorii țărilor, ca să nu mai dau nume, sunt mulți care gândesc și se comportă ca Erod. Nu, de Crăciun am scăpat și noi de unul, acum 29 de ani. Da? Pavel. A avut și Pavel ciudățenile lui, dar totuși, nu-i cel mai ciudat. Iuda. Și Iuda, sigur, a fost ciudat să stai cu Hristos atât de multă vreme și să nu pricepi că e Mântuitorul. Ioan Botezătorul. Ei, acum ne-am apropiat de răspunsul corect. Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost un om foarte ciudat. Cu adevărat, cred că a fost cel mai neobișnuit, cel mai diferit față de oamenii din generația lui. De ce a fost Ioan Botezătorul ciudat sau neobișnuit? În primul rând, în modul în care se îmbrăca, nu? Era îmbrăcat, ne spune Scriptura, cu păr de cămilă, cu o blană. Probabil era pur și simplu piele de cămilă jupuite. Deci nu era o casă de modă care vendea lucruri scumpe din blană de cămilă. Nu, nu, nu. Era pur și simplu pielea jupuită de pe animal și atunci proaspăt probabil făcut așa cât de cât să fie o învelitoare. Ceva de genul blanei pe care o purtau ciobanii odată, că și astăzi ciobanii sunt mai ferchezuiți așa, nu ca în trecut. Deci un om care avea o îmbrăcăminte neobișnuită, cămila înjunghiată, pielea jupuită, o curea de brâu cu care își lega blana aceea să stea pe el și asta era totul. Ce mai era ciudat la Ioan? Mânca, ce mânca? Miere sălbatică și lăcuste. Vă-l puteți imagina așa numai ce a servit masa. Eu mai fi rămas așa un picior de lăcustă prin barbă sau o aripă. Era o hrană neobișnuită, să prinzi lăcuste și să mănânci lăcustele astea. Ce mai era ciudat la Ioan? Locuia în pustiu. Locuia în pustiu. Un om care era retras, nu-și găsea locul între contemporanii lui. Trăia undeva retras în pustiu, departe de ceilalți. Și mai era ceva ciudat la Ioan. Poate nu vi s-a părut ciudat și de asta nu o să remarcați singur dacă n-am să vă arăt. Toate predicile lui le striga. Unii fac și astăzi asta, dar toate predicile lui Ioan le striga, pentru că așa ne spune Scriptura, iată glasul celui ce strigă în pustie. Deci Ioan nu spunea, pregătiți calea Domnului. Ioan spunea, pregătiți calea Domnului. Omul ăsta striga. Imaginați-vă-l cu îmbrăcămintea aceea neobișnuită, în pustie, plecat undeva așa departe de oameni, de cetate, de cei care locuiau împreună, și acolo striga într-una, pregătiți calea Domnului, pregătiți calea Domnului, pregătiți calea Domnului. Și mesajul lui, desigur, a fost mai lung. Dar știți ce era și mai interesant la Ioan? Era că oamenii mergeau să-l asculte. Te-ai aștepta ca un astfel de predicator să n-aibă adepți. Te-ai aștepta ca un astfel de predicator să nu fie urmărit de nimeni, să nu fie nimeni curios ca să audă un astfel de mesaj. De la un om ciudat care strigă, pregătiți calea Domnului, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Cu toate astea, Scriptura ne spune că mulțimea mergea să-l asculte. Pentru că era ceva interesant acolo. Era o lucrare a Duhului lui Dumnezeu prin care Dumnezeu pregătea inimile poporului pentru venirea lui Mesia. Da, la împlinirea vremii, Dumnezeu a rânduit ca Fiul Său să vină în lume. A spus foarte frumos fratele Vasile în dimineața aceasta, a fost o tăcere de 400 de ani. În linia profetică, după ce Dumnezeu vorbise în multe feluri, 400 de ani,
de la ultima carte din Vechiul Testament. N-a mai fost niciun profet important. Desigur, Dumnezeu le-a mai vorbit oamenilor în mod individual, dar nu au fost profeți cu autoritate care să fie inspirați de Duhul Sfânt și să cheme toată națiunea sub conducerea Duhului lui Dumnezeu. O tăcere lungă. Și acum Dumnezeu se pregătea să vorbească iarăși lumii prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. Dumnezeu se pregătea să spargă tăcerea aceasta și să vorbească, și nu doar că să vorbească printr-un profet, să vorbească cum nu mai vorbise niciodată omenirii, prin Fiul Său, prin Fiul Său întrupat. Ei bine, cred că sunteți de acord cu mine, după o tăcere de 400 de ani în care oamenii nu mai știau cum să asculte un mesaj profetic al oamenilor lui Dumnezeu. Când Dumnezeu acum se pregătește să-L trimită pe unicul Său Fiu în lumea aceasta, Dumnezeu întrupat ca om, Dumnezeu trebuia să pregătească puțin inimile oamenilor. Dumnezeu trebuia să pregătească puțin poporul Israel. Trebuia să fie o întoarcere a lui Israel spre Dumnezeu, pentru ca să poată să prindă momentul acesta. Și de aceea, înainte de nașterea lui Hristos, a fost lucrare de vestire, a fost chemarea spre Dumnezeu. Înainte de începerea lucrării de vestire a lui Hristos, a fost lucrare de mărturisire a lui Ioan. În dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre întoarcerea inimilor către Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu să-și facă lucrare de plină în noi. Eu cred că este o vreme în care Dumnezeu întoarce inimile spre El. Simt lucrul acesta, în biserica în care slujesc, în Megidia, în biserici în care călătoresc, în multe biserici ale celor din Toflea pe care le-am vizitat în anii aceștia. Eu cred că este o vreme în care Dumnezeu vrea să întoarcă inimile noastre mai întâi spre El. Știți ce? Noi ne rugăm de multă vreme pentru trezire. Ne rugăm pentru trezire spirituală, ne rugăm pentru înnoire spirituală, ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt, ne rugăm pentru manifestarea puterii lui Dumnezeu cu semne și minuni. Doriți lucrul acesta? Ei bine, ca să se întâmple lucrul acesta, ca să vedem puterea lui Dumnezeu manifestată cum n-am mai văzut-o niciodată, poate în istoria bisericilor noastre, cum n-am mai văzut-o niciodată în țara noastră, dacă vrem ca să vedem puterea lui Dumnezeu cum se coboară peste România, prima dată trebuie să existe o întoarcere a ființei noastre radicală spre Dumnezeu. Numai într-o inimă care s-a întors într-un mod radical, care s-a pocăit cu adevărat spre Domnul, Dumnezeu poate să reverse viața și puterea aceea specială de la Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să umple viața ta cu putere? Vrei ca Dumnezeu să te folosească pentru împărăția Lui cu autoritate? Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta, vrea să facă și peste copii, spune Scriptura. În vremurile din urmă profețise Ioel, și peste copii, și peste cei în vârstă, peste toate categoriile, peste bărbați și peste femei, Dumnezeu vrea să reverse puterea Lui și vrea să-i folosească pentru slava Sa. Dar este o condiție, este ceva ce pregătește revărsarea Duhului Sfânt. Este ceva ce pregătește manifestarea slavei lui Dumnezeu. Asta nu se întâmplă așa din senin. Nu se întâmplă așa în timp ce noi umblăm pe căile noastre, după visurile noastre, după ambițiile noastre, după poftele noastre, după ideile noastre, și dintr-o dată vine așa puterea lui Dumnezeu și ne ia pe sus și ne face altfel de oameni. Nu! Întotdeauna, înaintea unei manifestări pline de slava lui Dumnezeu, în istoria lui Israel, în istoria bisericii, în viața înaintașilor noștri, înainte de manifestarea slavei lui Dumnezeu, a fost un timp de pregătire a inimilor. Uitați-vă în Vechiul Testament, Dumnezeu îi spune lui Moise, zi poporului să se sfințească, să se pregătească, vreau să vă vorbesc, vreau să vă dau cuvintele mele, să vă dau legea mea, dar mai întâi de toate, pregătiți-vă. Astăzi, cu o zi, cu două zile înainte de sărbătoarea nașterii lui Hristos, așa cum oamenii o sărbătoresc în mod obișnuit pe data de 25 decembrie, nu e o dată la care noi să ținem, nu e scris în Biblie, dar e o zi aleasă de oameni în care să sărbătorim în mod special nașterea Mântuitorului. Dar înainte de sărbătoarea aceasta, aș vrea astăzi să auzim glasul lui Ioan,
care cheamă poporul la o întoarcere. Și așa astăzi să vorbim despre cum ne putem întoarce inima noastră spre Dumnezeu. Cum ne putem întoarce ființa noastră spre Domnul. Dați-mi voie să citesc și din Luca, din capitolul 3. Aș vrea să citesc de aici câteva versete pentru că ne-ar fi de folos să ne amintim această propovăduire. Sau haideți să citesc de fapt din celălalt pasaj pentru că este mai direct despre propovăduirea lui Ioan. Matei, capitolul 3. Am să citesc din versetul 1 până la versetul 12. Matei, capitolul 3, de la versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan, dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de nepârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom bun care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela așa are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Până aici, cuvântul Domnului. Ne uităm în textul acesta la un om care e trimis de Dumnezeu doar cu misiunea aceasta. Să pregătească inimile oamenilor pentru Mesia. Să pregătească inimile oamenilor pentru revărsarea slavei lui Dumnezeu. Ioan chiar spune, el vă va boteza cu Duhul Sfânt, cu foc, va face minuni, va face lucrări deosebite. Dar prima dată trebuie inima noastră să fie pregătită. Sunt trei feluri în care inima noastră se poate întoarce spre Dumnezeu. Vreau să ne uităm la fiecare dintre ele. În primul rând, inima noastră are nevoie de o întoarcere la o relație profundă cu Domnul. Prima întoarcere trebuie să fie întoarcerea inimii noastre. Este o întoarcere lăuntrică. Este o întoarcere a Duhului nostru, a Spiritului nostru. În primul rând, dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, trebuie să te gândești că relația la care Dumnezeu ne-a chemat este o relație de dragoste, de apropiere, de credință, de prietenie. Vedeți, noi sărbătorim acum venirea în lume a celui care a fost numit Emanuel. Și anume, ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi. Întreaga idee a venirii lui Hristos în lume a fost că Dumnezeu a vrut să fie aproape de noi. Dumnezeu a vrut să fie aproape în inima noastră. Hristos în noi, nădejdea slavei, spune Apostolul Pavel. Venirea lui Hristos în lume a însemnat că noi intrăm într-o relație de prietenie, de apropiere cu Dumnezeu, cum nu și-a putut-o imagina nimeni. Dacă Moise ar fi astăzi aici
Și ar fi venit în biserică așa, fără să-L cunoaștem noi, și s-ar fi așezat undeva în sală și ar fi ascultat. Vă spun că Moise n-ar putea să asculte predicile astea, cântările noastre, mesajul pe care îl citim din Noul Testament, fără să sară în sus, fără să strige. Probabil că ar alerga la fiecare dintre noi și vă spune: măi, oameni buni, voi vă dați seama ce se predică aici? Este ceva ce nimeni din generația mea nu ne-am imaginat că e posibil. Noi știam că Dumnezeu Iisus în ceruri venea odată și scutura muntele și noi ne îngrozeam, tot poporul a tremurat și a fugit de fața lui Dumnezeu. Voi spuneți că Dumnezeu e cu voi? Emanuel, Dumnezeu este cu voi? Moise ar spune: e prea multe de neimaginat. Voi spuneți că Dumnezeu este în voi? Că Duhul Dumnezeului celui veșnic a venit să locuiască în inimile voastre? Voi se-ar spune: oameni buni, ceea ce voi aveți n-a avut nimeni în toată istoria binecuvântată a Vechiului Testament. Dar noi avem ceea ce Avraam n-a putut să-și imagineze, avem ceea ce David n-a putut să spere, să pipăiască, să simtă. Hristos în noi este visul lui Dumnezeu, că El să ajungă să aibă o relație atât de apropiată, atât de strânsă cu noi, să-L simți în inima ta, să-L simți în viața ta. Și probabil că ai avut momentele acelea, când te-ai întors la Domnul, când L-ai primit pe Hristos în inimă, atunci când Dumnezeu te-a scos de sub puterea păcatului, de sub puterea diavolului, când a fost momentul acela al nașterii din nou, a fost o bucurie extraordinară. Ai simțit că ești liber, ai simțit că ești iertat, ai simțit că ai căpătat viața veșnică de la Dumnezeu și a fost o bucurie extraordinară. Am avut ocazia de mai multe ori să fiu la botezuri aici și să văd oameni plini de fericire, sărbătorind faptul că Dumnezeu le-a dat o viață nouă. Dar așa era și poporul Israel, căruia îi propovăduia Ioan în pustie. Erau oameni care Îl cunoscuseră pe Dumnezeu, care știau că sunt sămânța lui Avraam, care aveau toate promisiunile lui Dumnezeu, care experimentaseră în multe feluri puterea lui Dumnezeu, dar acum inimile lor erau reci. Dumnezeu din ceruri a știut că ei nu erau pregătiți de viața nouă care avea să vină prin Mesia. De aceea Dumnezeu îl trimite pe Ioan să le spună: întoarceți-vă cu toată inima voastră spre Dumnezeu. Ăsta era poporul legământului, era poporul care cunoscuse promisiunile cele mai mărețe. Dar ei nu erau pregătiți în momentele acelea ca să-L cunoască pe Mesia. Nu erau pregătiți în momentele acelea ca să fie umpluți de slava lui Dumnezeu. Pentru că se întâmplă ceva cu noi, inima noastră, inima. Partea aceea ascunsă din noi, nu mă refer la organul ăsta fizic, partea aceea spirituală din noi, ușor, se lasă atrasă, se lasă fermecată, se lasă preocupată de alte lucruri. Și dragostea noastră pentru Hristos se diminuează, slăbește. Nu spunem că ne-am lepădat de Domnul ca Iuda, dar nici nu mai putem să spunem cuvinte pline de farmic îmi clocotesc în inimă. Cântarea mea de laudă este pentru împăratul, capana unui scriitor iscusit. Nu mai am cuvintele acelea de dragoste, nu mai am rugăciunea aceea cu pasiune, nu mai am dorul acela pentru Dumnezeu, pentru că dragostea pentru Domnul a scăzut, s-a diminuat. Ceva s-a întâmplat. A fost poate un moment în care am făcut o alegere greșită, un moment în care n-am vegheat, un moment în care am călcat în altă direcție și mi-am pierdut bucuria. Mi-am pierdut pacea, vreau să vin, vreau să mă închin, mă uit la frații mei, la surorile mele, cum îl laudă pe Domnul, văd pe chipul altora bucurie și eu închid ochii și mă gândesc numai la probleme, mă gândesc numai la lucrurile acelea, vreau să citesc Scriptura și parcă e o poveste, parcă nu mai e cuvântul ăla care îmi dădea pasiune, care îmi dădea energie, care mă înviora. Pentru că inima a slăbit și a pierdut frumusețea
A pierdut prospețimea acelei relații de dragoste. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva. Poate a fost o decizie greșită, poate a fost un gând pe care n-ai vegheat și l-ai lăsat să-și facă loc în mintea ta, în inima ta. Fiți atenți, înainte ca Dumnezeu să-L trimită pe Mesia în lume, înainte ca Hristos să moară pe cruce pentru păcatele noastre, Dumnezeu a considerat că trebuie mai întâi inima oamenilor să se întoarcă spre ea. Și a trimis un om numai să meargă în pustie și să cheme Israelul și să spună: întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă, schimbați-vă inima, pentru că Dumnezeu are nevoie și vrea să facă în viața voastră ceva nou. Un tată a mers cu fiul său la pescuit. S-au dus împreună pe o zonă, într-un loc foarte îndepărtat, în zona oceanului înghețat. Au mers pe o banchiză de gheață foarte mare și acolo au început să pescuiască, dar în timp ce pescuiau, au auzit dintr-o dată un trosnet și au simțit că ceva se clatină sub picioarele lor și tatăl și-a dat seama și a spus: fiule, s-a rupt gheața și de acum riscăm să ne îndepărtăm de mală. Trebuie să mergem acolo unde e fisura și să sărim pe partea cealaltă. O plecat deja, când au ajuns unde era fisura, era o distanță destul de mare, aproape greu de sărit. Tatăl s-a uitat la ea și a spus: acum sărim, n-avem timp. Tatăl a sărit, însă fiul său n-a avut curaj și a rămas în urmă. Însă în momentul acela, când tatăl a ajuns pe partea cealaltă, s-a uitat deja, banchiza acum se îndepărta. Oceanul înghețat, de asta e înghețat, că așa se cheamă, când a intrat în el să noți, ți-a înghețat sângele imediat. Nu mai era nicio șansă să se arunce fiul în apă și să reușească să ajungă de partea cealaltă. Nici tatăl nu mai putea să-l ajute. Și fiul a rămas pe banchiza aceea care se depărta tot mai mult. Și tatăl era dincolo și știa că n-are cum să-l ajute. Și nu erau mijloace ca să mai ajungă la el. Știa că va fi purtat în depărtare până când banchiza aceea se va topi de tot. Nu e asta o imagine cumva a unor oameni care au avut un moment în care Dumnezeu le-a spus: încrede-te în mine, încrede-te în promisiunile mele, hai cu mine, urmează-mă, ascultă-mă. Și a fost un moment de neatenție, de ezitare, de frică. A fost un moment în care ai lăsat alte gânduri, ai lăsat alte pofte, alte lucruri. Și apoi ai simțit că te-ai depărtat. L-ai văzut pe tatăl după aceea tot mai distant. L-ai văzut pe tatăl tot mai îndepărtat. Și sunt oameni, întâlnesc oameni care spun: încerc să mă rog și nu pot. Încerc să mă rog și nu pot. Vă dați seama ce stare este aceasta? Când vrei să vorbești cu Domnul, dar în inima ta este o răceală, este o gheață. Și nu poți de acolo să te apropii și să te întorci cu viața ta spre Dumnezeu. Dimineața aceasta, aș vrea să-ți amintesc că ai avut o zi în care ai spus: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Ai avut o zi în care ai spus: eu vreau să stau lângă Domnul. Ai avut o zi în care poate ai spus ca Pavel: de dragostea lui Iisus Hristos am socotit toate lucrurile de lumea asta ca un gunoi. Așa de mare a fost dragostea și pasiunea ta pentru Dumnezeu. Ai spus: Doamne, sunt gata să mor pentru Tine. Toate lucrurile, toate poftele, toate lucrurile de lumea asta care odată te-au atras, ai spus, sunt un gunoi pentru mine, le las în urmă pentru că vreau să-L urmez pe Domnul. Și apoi au trecut ani. Au trecut ani și se întâmplă că mintea și inima noastră se întorc iarăși la lucrurile acelea, la gunoaie. Că noi așa le-am spus că-s gunoaie. Și acum încă o dată iarăși ne interesează gunoaiele alea. Ne pasionează iarăși mândria, ambiția, poziția, influența, poftele. Și iarăși ne interesează lucrurile acelea despre care noi am știut și am declarat și am mărturisit înaintea lui Dumnezeu că nu contează pentru noi. Că pentru noi cel mai important este premiul cunoașterii lui Dumnezeu.
dimineața aceasta, prima întoarcere pe care Dumnezeu vrea să o producă în inima noastră, este întoarcerea inimii noastre. Dragii mei, asta este cea mai serioasă dintre toate, dacă vreți. Pentru că am să vorbesc și despre o întoarcere de la păcate și am să vorbesc în câteva momente despre asta. Dar de multe ori în casa Domnului, problema noastră nu este că trăim în nu știu ce păcate groaznice de lumea asta. Dar e de ajuns că inima noastră s-a răcit față de Domnul. Și nu este o dragoste vie, ceea ce odată, așa poți să afli, dacă mai ai o dragoste vie pentru Domnul sau nu. Vreți un test simplu? Ceea ce odată făceai ușor și natural, nici nu spuneai problema. Se întâmpla natural. Să cânti, să te rogi, să citești. Ceea ce odată se întâmpla natural, acum trebuie să te târii așa, cu creu. Altădată veneai la casa Domnului. Așa că oamenii aceia din Scriptură, cu strigăte, cu cântări de laudă, n-așteptai să intre pe ușa aceea să cânți. Și acum te uiți, să mă duc astăzi. Mă duc astăzi, dar sunt două slujbe. Mă duc dimineața sau mă duc seara? Las că merg de seara. Și apoi seara apare o altă scuză, că au venit prietenii și rudele și... Dragii mei, dragostea noastră pentru Domnul trebuie să o redescoperim. Ioan a știut că vine Mesia, a știut că Dumnezeu împlinește o profeție de mii de ani, profeție făcută din grădina Edenului. De acolo, din grădina Edenului, Dumnezeu a spus, va trimite un mântuitor, un salvator care să restaureze lumea. Dar Ioan a știut că acel salvator, Dumnezeu întrupat, nu va putea să facă o lucrare deplină dacă inimile oamenilor nu se întorc iarăși la dragostea și pasiunea aceea pentru Dumnezeu. Doamne, reaprinde pasiunea în inima mea. Doamne, am nevoie de o dragoste nouă pentru Tine. Am nevoie de un foc de felul acesta. Mă rog să văd focul acesta în cei tineri, să văd focul acesta în cei maturi, în cei în vârstă, să vedem focul acesta, că nu mai trebuie să ne spună cineva de două ori. Odată a vorbit Domnul, spune omului Dumnezeu, și eu am auzit de două ori. Asta e inima care e pregătită. Odată vorbește Domnul și tu ești gata să mergi înainte cu putere și cu energie de la Domnul. Întoarcerea inimilor spre Dumnezeu. Al doilea lucru, despre care v-am spus deja, pe care l-am anticipat, era nevoie înainte de venirea lui Mesia, înainte de lucrare lui Mesia, era o nevoie de o întoarcere morală, o întoarcere la puritate, o întoarcere la trăire, la fapte. Prima dată v-am vorbit despre inimă, despre partea aceea nevăzută. Dar Biblia spune că din adâncul inimii, din fântâna aceasta a inimii noastre, izvorăsc și faptele noastre. Înainte de venirea Salvatorului care avea să ispășească păcatele întregii omeniri, Dumnezeu trimite un om care să le spună celor din Israel, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Este vorba de o întoarcere la sfințenie, o întoarcere la trăire după voia lui Dumnezeu. Frați și surori, aici e vorba de alegerile pe care noi le facem în fiecare zi, de deciziile pe care noi le luăm. În fiecare zi avem sute de decizii, de alegeri pe care noi le facem. Sute, în fiecare zi. În fiecare zi noi trebuie să ne gândim cum ne comportăm, ce vorbim, unde ne ducem, cum răspundem. Și poporul Domnului se întâmplă foarte ușor că oameni care spun că îl iubesc pe Dumnezeu,
trăiesc în așa fel care încât să tăgăduiască ceea ce spun. Da, e bine dacă spui că îl iubești pe Domnul. E bine dacă spui că pasiunea și inima ta este pentru Dumnezeu cel atotputernic. Dar nu-i de jos. Dumnezeu este interesat de faptele noastre. Uitați-vă, vă rog, în cartea Iov, în primul capitol și în primul verset, este ceva foarte frumos acolo, ceva parcă ascuns de ochii noștri, dar dacă ne uităm cu atenție, putem să observăm. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Frumos, zice, oh, ce. Un om fără prihană și curat la suflet. Iov, tu cum poți să faci asta? Știți cum? Ascultați mai departe. El se temea de Dumnezeu și, cuvântul cheie, se abătea de la rău. Textul acesta ne spune că răul nu vine în mod automat sau decizia de a face rău nu ocolește pe un om sfânt. Tentația, ispita de a face rău e pe calea tuturor și a oamenilor evlavioși. Și Iov în fiecare zi avea ocazii să facă rău. Iov în fiecare zi avea ocazii să păcătuiască, dar ne spune Scriptura, el se abătea de la rău. El vedea tentația și el spunea, îi întorc spatele. El vedea ispita și spunea, nu am nevoie de așa ceva în viața mea. Era o hotărâre, era o decizie, era un plan cu care Iov ieșea din casă. Era o atitudine cu care se scula de dimineață și spunea, astăzi diavolul va încerca să mă abată de la Dumnezeu. Dar eu am să întorc spatele păcatului, am să întorc spatele lumii, am să întorc spatele diavolului și vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Întoarcerea noastră spre Dumnezeu presupune hotărârea aceea de a ne feri în mod conștient, de a veghea. Și ăsta este cuvântul cheie. A te abate înseamnă a fi vigilent, a veghea. Știți de ce se întâmplă accidente pe stradă? Cele mai multe accidente este că oamenii veghează, dacă au de condus 4 ore cu mașina, 3 ore și 3 sferturi, poate că au vegheat, au fost atenți. Dar odată, într-o curbă, s-a uitat la telefon, odată, într-un moment, s-a uitat în altă parte, odată, n-a fost atent. Odată, poate, a țipit puțin, odată. A venit poate din Germania, din Anglia, conducând și a fost în dar odată n-a vegheat. Și apoi, săptămâna aceasta, eram în birou la biserică, ne pregăteam, am avut aseară un program frumos, binecuvântat de Domnul, de sărbătorile acestea, un concert și au fost oameni care au auzit Evanghelia pentru prima oară. Și eram în birou, pregăteam, stăteam de vorbă și a venit un băiat. A spus, frate, tremura, se vedea pe fața lui că nu e bine. Am adormit puțin la volan. Lucrase de noapte și venea spre meciria și am adormit puțin la volan. Mă rog că am intrat pe zona aceea întreruptă unde era șosea, unde era vopseaua în relief și m-a scudit și m-am trezit. Și era așa de încă mișcat. A ieșit băiatul ăsta din birou și peste, cred că vreo 10 minute a venit un altul care venea de la București. A zis, frate, și am văzut pe fața lui că ăsta era mai plouat decât primul. Am adormit pe autostradă. Mă rog că era socrul meu lângă mine, am intrat deja în parapet, am șters mașina de parapet, dar socrul meu a văzut și a tras de volan. În preț de câteva minute, prin biroul meu au trecut oamenii ăștia care povesteau. Nu așa se întâmplă cu nevegherea morală? Cu nevegherea în deciziile pe care le luăm? N-am fost atent și m-am trezit pe site-ul ăla, m-am trezit pe programul ăla de televiziune, n-am fost atent și m-am trezit că vorbesc cuvintele alea, n-am fost atent și am intrat în relația aceea, am făcut afacerea aceea, am promis lucrul acela, am făcut lucrul acela care nu trebuia făcut nicicum. Iov era fără prihană și curat la suflet, nu pentru că era un sfânt dintr-o icoană,
Și Iov trăia deasupra păcatelor lumii și el n-avea probleme cu lumea asta. Nu, Iov era ca și mine și ca tine. Și lui îi treceau idei năstrușnice prin cap și el avea pofte și dorințe și ambiții. Și el știa ce înseamnă să fii mândru și lacom și obraznic și necredincios. Iov era ca mine și ca tine. Dar Iov se abătea de la rău, vedea răul și spunea, n-am nevoie de așa ceva. Citești despre Fiul lui Dumnezeu care în grădină, în grădina Ghețismane, acolo se roagă, stă înaintea lui Dumnezeu, se cercetează. Știți de ce s-a dus Iisus în Ghețismane să se roage? Da, sigur, să ceară putere de la Dumnezeu pentru ceasul acela greu, dar mai este ceva. Să vegheze, da, asta le-a cerut ucenicilor, i-a mustrat și le-a spus că n-au vegheat cu el. Dar vine momentul în care Iisus se ridică, merge la ucenicii care n-au vegheat și le spune, haideți să mergem, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. Și spune Iisus ceva splendid acolo. Eu nu găsesc nimic din el în mine. De asta s-a dus Iisus în Ghețismane. Să-și mai cerceteze odată inima și motivațiile și gândurile. De ce mă duc la cruce? Mă duc în ascultare deplină de voia Tatălui? Să mă duc pentru alte gânduri? Chiar și la cruce. Chiar și la cruce. Spunea cineva, cu diavolul nici în pustie, nici în templu să nu te duci. Nici în pustie și nici în templu. Pentru că nu o să fie bine. Cu Duhul Sfânt și în templu și în pustie ești în siguranță. Iisus a dus și s-a cercetat care sunt motivațiile mele, care este inima ta. Și după ce a stat înaintea lui Dumnezeu, după ce a stat sub lumina Duhului lui Dumnezeu și s-a cercetat, a putut să se ridice pe picioare și să spună, nu găsesc nimic în mine din ceea ce are stăpânitorul lumii acesteia. Dragii mei, stăpânitorul lumii acesteia, diavolul, are multe lucruri pe care vrea să le strecoare în mintea mea și în inima mea. Are atât de multe lucruri cu care vrea să-mi infecteze gândirea. Stăpânitorul lumii acesteia își fixează o țintă din inima mea și din gândurile mele. Înțelegi? Tu ești o țintă pentru el și el vrea în fiecare zi să găsească acolo un loc unde să își pună veninul lui, să-și pună amărăciunea lui, să-și pună gândurile lui spurcate. Întoarcerea inimilor spre Dumnezeu a fost urmată de o întoarcere a trăirii când oamenii se rupeau de păcate și spuneau, nu vreau să mai las nimic din ceea ce este al diavolului, al lumii, acelui rău în mine. Nu mai vreau să las nimic din ceea ce este a întunericului. Au venit la Domnul Iisus, la Ioan, au venit oameni să se boteze, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Se întâmpla ceva extraordinar, oamenii își dădeau seama, simțeau apelul acela de la Dumnezeu. Se întorceau cu inima, dar își recunoșteau și păcatele lor. Spuneau, am făcut cu tare lucru. Își mărturiseau păcatele. Noi nu facem așa la botezați, observat? Poate și le mărturisesc oamenii înainte, poate la cateheze, dar oamenii ăștia veneau acolo și în apa Iordanului, înainte să fie botezați, spuneau, am furat, am mințit, am curvit, am înjurat, am făcut. Își spuneau acolo păcatele. Era o frică de Dumnezeu, o dorință de a trăi cu evlavie pentru Domnul, nu mai conta nimic. Acolo își mărturiseau păcatele fața mulțimilor de oameni. Aia era pocăință reală, nu mai conta nimic. Și erau botezați și erau noiți. Și în timp ce se întâmplă lucrul acesta, apar și frații mai pocăiți de la biserică. Apar ăștia care erau învățați cu Scriptura, cu predica, cu cântarea, cu adunarea, ăștia știau multe. Apar farisei și saducheii, apar oamenii religioși. Oamenii ăștia erau oameni deosebiți.
Vă spun, dacă ar fi astăzi, și sunt, da, nu poartă numele ăsta. Dar dacă astăzi ar fi secta aceea a fariseilor, vă spun că ar avea mare trecere în bisericile voastre. Vă spun că le-am dat niște locuri speciale și i-am cinstit. Oamenii ăștia își puneau mai multe reguli decât ceruse Dumnezeu, decât ceruse Moise. Și căutau să aibă o evlavie deosebită. Oameni foarte preocupați de sfințenie. Fariseii erau preocupați de sfințenie, de dreptate, de corectitudine, de poruncile din Tora, din Vechiul Testament. Saducheii nu erau atâta de legaliști, atâta de stricți, dar erau oameni foarte preocupați de o închinare evlavioasă. Ăștia erau mai apropiați de sfița leviților, erau mai apropiați de templu. Erau oameni închinători deosebiți și ei voiau să fie o închinare pură, cântarea să fie corectă, doctrinar, tot ceea ce se întâmpla în templu, închinarea să fie exact așa cum Jehova Dumnezeu a spus că trebuie să fie. Ambele grupuri se distingeau și prin îmbrăcămintea lor. Veneau un public și arătau că ei sunt niște oameni care se închină și care trăiesc într-un mod evlavios. Ioan n-a intrat într-o febră așa când i-a văzut și zic, oh, locurile din față, dați-vă la o parte că vin farisei și saducheii. Dacă v-am spus că Ioan a fost ciudat, ascultați acum cea mai mare ciudățenie. În loc să-i primească cu tot respectul și cu toată fala de care se bucurau când intrau în templu, când mergeau în curțele de judecată, când a văzut pe mulți din farisei și din saducheii că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de nepârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar fapte vrednice de pocăința voastră. Un lucru îl știm cu certitudine. Sfințenia lui Dumnezeu nu se aseamănă cu sfințenia oamenilor. Sfințenia lui Dumnezeu începe din interior și se manifestă în exterior. Știți care e deosebirea între toți oamenii care se botezau și farisei și saducheii de acolo? Primii veneau și se mărturiseau și erau apăsați de povara păcatelor. Ceilalți veneau ca să fie văzuți de oameni și să arate că și ei sunt evlavioși și că sunt preocupați de Dumnezeu. În esență, Ioan face aici o chemare radicală la îndepărtarea de formalismul religios. Vreau să repet. Ioan face o chemare radicală la îndepărtarea noastră de formalism, de aparența religioasă. Ai venit la biserică, ai văzut cum se roagă, cum se îmbracă, ai văzut cum cântă, ai văzut cum spună. Și tendința noastră este să arătăm și noi sfinți și să imităm pe oameni. Am auzit despre unul care era cu ani în urmă în județul Dâmbovița și era în perioada unui campionat mare de fotbal. Și a venit la biserică pentru prima dată și a văzut că oamenii strigau Maranata, Maranata, dar el n-a înțeles bine și a crezut că e altceva și a început și el să strige la un moment dat Maradona, Maradona. Imita pe alții. El nu știa ce înseamnă nici Maranata pentru el, e un cuvânt oricum străin și zicea și el cuvinte. E ușor, dragii mei, să imităm. E ușor să arătăm o înfățișare. E ușor să strigi un aleluia, un maranată. E ușor să te pleci pe genunchi pentru că ai văzut că și alții fac la fel. Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Isaia striga cu buzele voi mă lăudați? Dumnezeu spune nu de asta am nevoie. Dumnezeu dorea o schimbare radicală a trăirii. Și dimineața aceasta mă rog ca Dumnezeu să pună în noi dorința aceasta de
de a ne lăsa transformați de puterea lui Dumnezeu și în fiecare zi să luăm hotărâri noi care sunt după voia lui Dumnezeu. Știți ce este frumos? Scriptura spune așa: eu nu doresc moartea păcătosului. Dumnezeu, când ne arată păcatul, când ne arată starea noastră, nu-i pentru că vrea să ne înjosească, vrea să ne condamne, vrea să se uite de sus la noi cu dispreț. El spune: eu nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Ascultați mai departe ce spune Ezechiel 33:11: întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce să muriți voi, casa lui Israel? Acesta era strigătul Scripturii. Un Dumnezeu care ne cheamă să renunțăm la orice păcat, la orice obicei rău, la orice atitudine. Și viața noastră, trăirea noastră înaintea lumii să fie însuțită de evlavie, de frică de Dumnezeu, de hotărârea de a ne abate de la tot ceea ce este rău. Și ajungem acum la cea de-a treia întoarcere. A fost întoarcerea inimii, a fost întoarcerea trăirii, a faptelor noastre, dar mai este o întoarcere. E o întoarcere la chemarea primită de Dumnezeu în viața noastră. Noi toți am venit la Domnul și am înștiut, chiar dacă nu ne-a predicat cineva, am știut, orice om născut din nou știe asta. Am știut că Dumnezeu ne-a chemat nu doar să ne ducă în ceruri. Am știut că Dumnezeu vrea să folosească viața noastră. Când cuvântul lui Dumnezeu a început să lucreze noi, Dumnezeu a început să ne deschidă ochii, să ne deschidă orizontul nostru și să ne arate că viața noastră poate să fie o binecuvântare. Viața noastră poate să fie ceva care să aducă transformare în jurul nostru. Am simțit asta. Ascultă-mă, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă Hristos a intrat în inima ta, odată cu mântuirea, Dumnezeu dă și un scop, dă un sentiment, dă o convingere că viața ta contează, că Dumnezeu vrea să folosească viața ta, că Dumnezeu are un plan cu tine. Toți am știut lucrul acesta intuitiv, de cum ne-am întors la Dumnezeu. Am știut că Dumnezeu ne vrea să fim lumini în familia noastră. Și mulți v-ați întors la Domnul pentru că a fost cineva care a luminat în casa voastră, în satul vostru. Am știut că Dumnezeu vrea să facem bine. Și mulți ați început să faceți lucruri pe care nu le-ați făcut până atunci, să dăruiți, să vă sacrificați, ați început să faceți altfel. Pentru că venind la Domnul, am început să avem un scop, am început să dorim lucrurile bune și să le facem. Pentru că în noi a prins chip Hristos. Apostolul Pavel spunea: dragostea lui Hristos ne strânge, zice în traducerea Cornilescu, dar alte traduceri spun: dragostea lui Hristos ne constrânge, adică generează noi acțiune, ne pune în mișcare. Dragostea lui Hristos îți aprinde foc sub tălpi. Dragostea lui Hristos îți aprinde dor de a face ceva pentru Domnul. Și cei care ați venit la Domnul, știți despre ce vă vorbesc, că ați dorit cu pasiune să trăiți pentru Domnul. Dar au trecut ani. Au trecut ani și ai încercat să mergi pe un drum al dragostei, dar oamenii te-au disprețuit, poate. He, ce s-o mai găsit și ăla să fac? Da, cine? Lasă-l în pace. Ai încercat să mergi pe un drum al sacrificiului și spinii te-au străpuns și ai ajuns la punctul în care zici: e prea greu să port crucea asta. Și ai lăsat crucea. Ai știut că vrea Dumnezeu, au știut că e pentru slava lui Dumnezeu, au știut că îl onorează pe Dumnezeu, dar la un moment dat ai zis: am să las crucea jos. Așa e de interesant, ca păstor, de multe ori au venit oameni la mine și au spus: frate, să știi că niciodată nu mai fac ceva pentru Dumnezeu. Uite, am vrut să fac asta și uite ce mi-a zis cu tare, uite cum s-o comporta cu tare, uite ce i-a răspuns. Dar ce, eu am venit aici să spună cineva, nu știu ce. Nu mai lucrez, nu mai cânt, nu mai merg în lucrare cu copiii, nu mai merg în misiune, nu mai fac cu tare lucruri, nu mai conta pe mine, frate. Știți la oamenii aceia care cumva așteaptă să le dai dreptate, să zici: vai, sau lasă că am să merg eu să mă lupt eu, să rezolv eu problema, să-i cer. Vă dați seama, așteptarea cumva
este ca tu, ca păstor, să mergi și să-i rezolvi pe ceilalți. Știți care e cel mai potrivit răspuns? Să-i dai o bucată de hârtie și să-i spui foarte bine. Scrieți demisia. Dar nu către mine, că nu eu te-am chemat în lucrare, nu eu te-am mântuit, n-am murit eu pentru tine. Ia hârtia asta și scrie lui Domnul Iisus. Spune, Doamne Iisuse, am vrut să te urmez, dar au fost greutăți, oamenii m-au disprețuit, nu m-au apreciat cineva și nu mai am chef să te urmez. Și apoi pune semnătura și nu spune mie cine sunt eu ca să spui mie că nu mai lucrez pentru Domnul. Și am văzut odată pe cineva rușinat, dându-și seama că nu. Că nu se merită să renunți la slujire, la trăire. Pentru că oamenii poate te tratează într-un mod nepotrivit. Pentru că pe drum sunt greutăți, sunt probleme. Tu ai vrut să mergi pe un drum al slujirii și ai crezut că totdeauna va fi biruință și altă dată a fost greu. Au fost probleme, au fost lipsuri, au fost nevoi și ai fost îngrijorat, ai fost apăsat. Și ai zis, mai departe de atât, eu nu pot să merg. Am citit recent despre un om al lui Dumnezeu care fusese la o conferință și la sfârșitul acelei conferințe trebuia să ajungă la aeroport și erau în hotelul de unde fuseseră mai mulți invitați și a văzut că era un grup de alți credincioși care mergeau cu mașină la aeroport și a spus, mă puteți lua și pe mine? Și eu zic, sigur că da, și a plecat cu ei spre aeroport. Era o călătorie destul de lungă până în afara orașului unde trebuiau să ajungă. Și în drum, în mașină, desigur că au început să povestească de unde ești, cu ce te ocupi și străinul ăsta care a urcat în mașina celorlalți frați le-a spus, uite, eu lucrez pentru cutare organizație. Și a zis, pentru ce organizație? Ceilalți din mașină au zis, o, organizația cutare. Unul, cel care chiar conducea mașina, a spus, eu l-am primit pe Hristos prin urma lucrării acelei organizații. Și a spus, am fost la o conferință, la un eveniment și acolo cuvântul lui Dumnezeu mi-a străpuns inima cu 20 de ani în urmă. Am fost schimbat de Dumnezeu, atunci m-am întors acasă, familia mea toată s-a întors la Domnul. Sora mea acum este misionară în Asia. Și a început să spună cât de multe lucrări Dumnezeu făcuse în viața lui după ce a participat la un mic eveniment al acelei organizații. După ce a povestit toate lucrurile acestea și acum omul respectiv era chiar liderul unei mari lucrări. Cel care doar s-a urcat în mașină și a spus simplu că el lucrează cu organizația aceea a tăcut și ceilalți au fost puțin jenați și au zis, încercau să mai vorbească cu el. În cele din urmă străinul ăsta și-a deschis gura și a spus, vreau să știi, eu am condus acea conferință din anul respectiv în care ai spus din localitatea aceea la care tu te-ai întors la Domnul. Și eu am avut sentimentul că a fost cea mai proastă predica mea. Și a fost eșecul vieții mele. Până astăzi am avut convingerea că a fost cea mai slabă lucrare pe care am făcut-o vreodată și mi-era rușinea și vreau să n-o fi făcut. Am avut sentimentul că a fost un eșec total. Astăzi Dumnezeu m-a pus în mașină cu tine doar să-mi arate că El știe să folosească chiar și sămânța aceea pe care noi am crezut că am aruncat-o și a murit și călcat în picioare. Că Dumnezeu poate să facă lucruri glorioase din ea. Poate ai zis, e greu. Poate astăzi te simți ca un eșec, ca un ratat, ca unul pierdut, ca unul fără viitor. Poate astăzi simți și zici, acum scopul meu e eventual să mă mai târii prin viață. Mulți creștini au pornit cu așteptări, cu visuri înalte, cu dorința de a trăi pentru Dumnezeu. Dar au ajuns astăzi să se mulțumească cu linia cea mai de jos, să mă târâi prin viață. Mă, dacă scap de iad și ajung în ceruri, e bine. Unii așa o spun cu enfază, cu evlavie. O, după mine să se închidă ușa. Ultimul să fiu în ceruri și e bine. Dar nu-i bine. Pentru că Scriptura spune că din glorie în glorie Dumnezeu vrea să ne crească. Adică slava și pasiunea și bucuria pe care le-ai simțit când te-ai întors la Domnul, alea trebuie să fie niște amintiri distante, mici. Astăzi Dumnezeu vrea mai mult pentru tine. Dumnezeu vrea să te crească.
Dumnezeu vrea să-ți redea scopul, chemarea Lui, la acest Crăciun, la această sărbătoare, când vorbim despre venirea Lui Hristos în lume. Ținta Lui Dumnezeu este să ne întoarcem la scopul Lui, la chemarea Lui, la visul Lui, la pasiunea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pregătiți-vă să-L întâmpinați pe Domnul. Și dacă v-ați pregătit cu cadouri, dacă v-ați pregătit cu cântece și cu colinde, dacă v-ați pregătit cu hrană bună, e bine, dar în dimineața aceasta mesajul Scripturii este: pregătiți calea Domnului. Pregătiți calea Domnului ca El să vină și să facă un templu în viața voastră, în inima voastră. Pregătiți mai întâi inima voastră. Pregătiți inima voastră, pregătiți faptele voastre, întâmpinați-L pe Domnul cu niște fapte făcute în sfințenie și pregătiți de asemenea inima voastră spre a accepta scopul și chemarea Lui Dumnezeu pentru viața voastră. Dumnezeu este acel care se uită la noi prin perspectiva întoarcerii noastre spre Domnul. Fiți foarte atenți, lumea se uită la noi prin perspectiva faptelor pe care le facem astăzi. Și oamenii spun: ești aici, ești aici, ești aici. Oamenii te așează după cum văd ei că e viața ta. Dumnezeu se uită la tine prin prisma chemării și așteptărilor înalte pe care le are pentru tine. Lumea se uita la Saul și în el vedea un terorist, vedea un dușman al bisericii, vedea un om gata să omoare creștin. Dumnezeu se uită la Saul și zice: din ăsta am să fac cel mai măreț misionar al meu. Lumea se uita la Saul speriată de ceea ce el era în stare să facă. Dumnezeu se uita și ăsta spune: va fi cel mai fin misionar al meu. Ăsta va merge la toate neamurile cu Evanghelia și mă va proclama pe mine. Nu te gândi cum se uită lumea la tine. Dacă tu te întorci cu toată inima spre Dumnezeu, dacă tu te întorci de la păcate și te întorci la scopul pe care Dumnezeu îl are pentru tine, viața ta contează pentru eternitate. Vreau în dimineața aceasta fiecare dintre noi să ne întoarcem. Nu e nimic complicat. Înțelegeți? Nu ne trebuie cuvinte în greacă și în ebraică. E întoarcere. Dacă stau cu fața încolo, m-am întors în partea cealaltă. E simplu. O întoarcere de 180 de grade, o întoarcere radicală de la căile mele rele, de la lucrurile care mi-au furat inima, de la celelalte scopuri pe care diavolul mi le-a dat și care nu sunt de la Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc astăzi niște scopuri pentru care se luptă, pentru care sunt gata să pună toate energiile lor în luptă, numai că nu scopurile lui Dumnezeu. Și se luptă cu pumnul în vânt. Se luptă după ambițiile lor. Și Dumnezeu nu onorează lucrul acesta. Nu mai îmi permite timpul să spun, dar în viața mea, în tinerețea mea, a fost un moment radical în care Dumnezeu m-a trezit, m-a umilit și mi-a arătat că scopurile pentru care eu alergam erau atât de ferești și atât de lumești încât El nu le putea binecuvânta. Și am avut ziua în care m-am oprit. Îmi amintesc așa de mine, eram într-o cameră în casa părinților mei, eram singur, eram pe pat cu o scrisoare în mână în care Dumnezeu îmi mai confirmase încă o dată clar că eu trăiam alte scopuri decât ale Lui. Era un refuz de la o ambasadă, dar în momentul acela Dumnezeu mi-a spus: vezi că ești un nebun, că alergi cu toată energia, că alergi cu toată ambiția ta să-ți construiești tu un viitor în care eu nu am loc. Și în ziua aceea am început să plâng, am început să-mi cer iertare lui Dumnezeu și să spun: Doamne, iartă-mă, pentru că am vrut să-mi construiesc eu viitorul meu fără de Tine. Și din ziua aceea viața mea s-a schimbat. Haideți cu toții să ne ridicăm înaintea Domnului. Ai nevoie astăzi de o întoarcere. Aș vrea să te uiți în inima ta. Nu mie îmi răspuns. Eu nu-ți cunosc inima, nu-ți cunosc viața, nu-ți cunosc chemarea. Dar aș vrea să te uiți în inima ta. Putem să stăm cu ochii închiși, cu capul plecat într-o atitudine de rugăciune.
Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească acum fiecăruia. Ai nevoie să te întorci de la ceva către Domnul? Am vorbit astăzi despre trei întoarceri, mai întâi întoarcerea inimii. Poate s-a răcit inima ta. Astăzi poți să vii la Domnul și să spui: Doamne, mă întorc la Tine cu toată ființa mea. Vreau să Te iubesc, vreau iarăși focul acela, vreau iarăși bucuria aceea. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, se ruga David, pentru că dorea iarăși focul dragostei să renască din inima lui. Astăzi poți să vii la Domnul și Dumnezeu să-ți învioreze inima și să-ți înnoiască. Poți să te întorci cu inima către Domnul. Ai nevoie de o întoarcere de la anumite fapte, obiceiuri, păcate, relații, legături, gânduri. Astăzi este momentul să spui nu acelor lucruri. Să spui: astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, mă întorc de la faptele acelea și nu mai las loc pentru ele în viața mea. Rup legătura acelor lucruri, acelor păcate de peste viața mea și eu mă întorc, mă abat de la rău și cu toată ființa mea mă îndrept spre Domnul. Ai nevoie de o întoarcere la scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Poate trăiești cu energie multă, dar trăiești visurile tale. Vii și în casa Domnului și în loc să auzi cuvântul, tu auzi tot alte afaceri, alte lucruri, alte planuri, alte gânduri, pentru că mintea ta este captivată de lucrurile lumii. Poți astăzi să spui: vreau ca să trăiesc visul lui Dumnezeu și vreau ceea ce fac să fac pentru slava lui Dumnezeu. Vreau ca viața mea să conteze pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să ne predăm Domnului, să ne întoarcem la Domnul. Ne rugăm împreună cu toții. Doamne Iisuse, chemăm în această zi prezența Ta. Ne întoarcem spre Tine, Doamne, cu inima noastră, cu viața noastră. Doamne, avem nevoie. Avem nevoie să ne desprindem de tot ce a fost rău și întinat în viața noastră, să ne desprindem. Avem nevoie, Doamne, să fim smulși prin puterea Duhului Tău Sfânt, Doamne, de un mod de viață căldicel, lipsit de pasiune și de dragoste pentru Tine, Doamne. Să trăim iarăși bucuria prezenței Tale, bucuria dragostei Tale. Să trăim iarăși bucuria apropierii de Tine, de cuvântul Tău, Doamne. Lasă în inima noastră focul Duhului Tău Sfânt, Doamne, și pune dragostea Ta în fiecare inimă. Reaprinde dragostea Ta în noi, Doamne, și ajută-ne să Te iubim pe Tine din toată inima. Dragostea noastră pentru Tine să fie vie și să fie plină de viață din Duhul Tău Sfânt, Doamne. Mă rog în această zi, ajută-ne să ne întoarcem, Doamne, de la orice fapte rele, Doamne, de la orice lăcomie, de la orice mândrie, de la orice neiertare, de la orice clevetire, de la orice pofte, de la orice gânduri murale, de la orice relații păcătoase, Doamne. O întoarcere, mă rog, pentru tot poporul Tău, Doamne, să lăsăm în urmă legăturile și puterea păcatului și să trăim pentru Tine și pentru slava Ta. În numele Domnului Iisus Hristos poruncim astăzi ca lanțurile să fie rupte, dacă sunt oameni robi ai păcatului, în numele Domnului Iisus să cunoască o eliberare și o transformare și o putere nouă să-i ajute să se abată de la rău. Și în numele Domnului Iisus astăzi, Doamne, vreau să spunem că dorim să ne întoarcem la scopurile Tale, la chemarea Ta pentru noi. Vrem să trăim visul Tău, să trăim cu pasiune pentru Tine. Doamne, în momentele acestea inspiră poporul Tău să cunoască chemarea, să cunoască voia Ta și să dorească să facă fapte bune, să lumineze pentru Tine, să Te mărturisească pe Tine, să ajute pe cei din jur să trăiască pentru slava Ta, Domnul nostru. Te lăudăm, Dumnezeul nostru, cu mulțumire și Te glorificăm în dimineața aceasta pentru dragostea Ta cea mare prin Domnul Iisus. Amin. Mulțumim Domnului pentru mesajul lui Dumnezeu. Cred că Domnul a vorbit pentru fiecare, ne-a vorbit fiecăruia.
Mă rog ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să rămână în inima noastră. Nu uitați că după slujbă vine marele hoț, Satana, să fură cuvântul lui Dumnezeu din inima ta. Nu lăsa pe cel rău să te jifuiască. Lasă ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să lucreze în tine. După cele 21 de zile de post, pentru alții 23 de zile de post, în care le-am avut împreună cu biserica, a fost un cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu ca să lucreze pentru tine, ci ca să lucreze în tine. Adică Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El. Și Dumnezeu vrea să ai o relație, inima ta care este afectată, rănită, mâhnită, Domnul vrea să-L iubești din nou. Cu dragostea aceea în care să ai pasiune în ea. Domnul vrea să ai o viață în care să trăiești pentru El și nu uita, viața aceasta care înseamnă dincolo de moralitate, viață spirituală, Dumnezeu vrea să trăiești cu scopuri înalte. Nu abandona lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare simțim o luptă să spunem, nu mai pot, nu mai vreau, de ce eu, de ce numai eu, când alții au alte gânduri, Domnul vrea să lupți pentru El. Într-o bună zi Dumnezeu te va răsplăti și Dumnezeu te va încorona și Dumnezeu îți va spune, m-ai ascultat, m-ai slujit și ai trăit cu demnitate. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze biserica, amin. Mă gândeam că Ioan Botezătorul era un ciudat specialist. A pregătit calea Domnului. Dumnezeu ne cheamă să pregătim calea Domnului. Pregătirea aceasta înseamnă că e a doua revenire a Domnului Iisus, în care va veni pe nor de slavă, în care să-și ia biserica Lui. Noi trebuie să pregătim acest eveniment. Noi trebuie să fim gata pentru El. Noi trebuie să spunem Domnului, Doamne, mă întorc la Tine, Doamne. Mă întorc înaintea Ta. Vreau să vin cu pocăință, Doamne, o pocăință reală, autentică, Doamne, m-am săturat de lume, m-am săturat de păcat, m-am săturat de înfrângeri, m-am săturat de tot ce înseamnă lumea aceasta rea. Haideți să intrăm în rugăciune și să implorăm, să spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă întorc la Tine. Dacă simți în inima ta acest foc, roagă-te pentru întoarcerea ta, roagă-te pentru dedicarea ta. Haideți să intrăm în rugăciune și pe fundalul cântării, stă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să stăm în rugăciune, să implorăm pe Domnul, pentru că după cele 21 de zile de post, Domnul a vorbit bisericii, să ne întoarcem la El cu inima noastră, cu viața noastră și să lucrăm pentru gloria lui Dumnezeu. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului. În numele Tău, Doamne, ai milă de noi. Vreau să înțeleg clar voia Ta. Într-o lume care tot mai rea, Doamne, așa cum Tu m-ai vrut, aș vrea să Doamne, eu n-am
Încheierea acestor 21 de zile de post în care biserica a stat înaintea Domnului, aș vrea să continuăm cu rugăciune, să ne rugăm pentru biserică, pentru satul Toflea, pentru cei care sunt în multe încercări, pentru cei care traversează o perioadă grea, să ne rugăm ca Domnul să privească cu milă spre noi. Postul acesta să fie ca o izbăvire în care Dumnezeu să privească cu milă, cu îndurare, iar anul viitor să fie anul binecuvântării. Un an binecuvântat la nivel de suflet, la nivel de viață personală, viață familială, un an binecuvântat financiar. Să spunem lui Dumnezeu, Doamne, am postit în încheierea acestui an cu gândul să proclamăm un an binecuvântat de Tine, Doamne. Haideți să intrăm în rugăciune și să rostim binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste biserică, peste copiii noștri, peste satul Toflea, peste acest sat în care pentru unii pare ruinat, părăsit, dar știu că în ochii lui Dumnezeu are un mare preț și știu că Dumnezeu va crea noi izvoare. Dumnezeu va crea aici o mare resursă de putere financiară. Dumnezeu va dezvolta pustiul într-o mare binecuvântare. Cred că Dumnezeu din cer va ridica, va înflori satul Toflea, va aduce pâine din belșug, ne va da siguranță și binecuvântare. Să ne rugăm înaintea Domnului, mâna lui Dumnezeu să fie peste satul Toflea și toți locuitorii Tofleni, toți cei din România să vadă că rugăciunea este cea în care Dumnezeu ascultă și că Dumnezeu nu părăsește pe cei care îl strigă și îl caută din toată inima. Proclamăm numele Domnului peste locul acesta. În numele Tău, Doamne, credem în promisiunile cerești. Mă bazez pe cuvântul Tău, Doamne. Tu niciodată nu ne-ai dezamăgit. Ceea ce biserica a stat înaintea Ta, ai onorat rugăciunea bisericii. Îți privește la jertfa celor care au stat, Doamne. Ridică satul din cenușă din nou. Dă-i strălucire, dă-i, Doamne, din nou slava care a avut-o. Cerem în numele Tău puterea Ta, Doamne. Cerem binecuvântarea Ta, izvoare de binecuvântare. În numele Tău, Doamne,
proclamăm anul care va fi în fața noastră, un an al binecuvântării, Doamne. Ridică-ne Tu, Iisuse, binecuvintează copiii noștri, binecuvintează viața noastră și ajută-ne, Doamne. În numele Domnului Iisus. La Golgota, la Golgota, cum aș putea să-ți mulțumesc, cum aș putea să-ți răspătesc, Iisus, iubirea Ta, ce Ți-ai arătat la Golgota. Slujbe, aș vrea să închem cu rugăciunea domnească, cu rugăciunea Tatăl nostru și să zicem: Tatăl nostru care ești în cer, amin, vă rog să vă reașezați. Doar câteva momente mai rămânem în biserică, avem câteva anunțuri foarte importante pentru biserică și înainte de anunțuri, încă o dată mulțumim Domnului și încă o dată mulțumim fratelui pastor Vasilică Curăitoru pentru că Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu a dat răspuns la cele 21 de zile de post în care a stat biserica în încheierea acestui an. Și slavă lui Dumnezeu că Domnul ne-a vorbit. Aș vrea printr-o confirmare cu o ridicare de mână. Pentru cine Domnul a vorbit astăzi? Aleluia! Să nu uitați că cel rău, spune Biblia, el vine să fură cuvântul lui Dumnezeu din inimă. Nu lăsați pe cel rău să jefuiască inima ta, ci să păstrăm cuvântul Domnului în inima noastră. Amin. Înainte de anunțuri, vreau să reamintesc programul de după masă de la ora 17, ora 5. Iubită biserică, haideți să se pună pasiune în inima noastră pentru biserică. Amin? Să nu avem o slujire sau o pocăință doar când ne este nouă bine. Haideți să ne punem principii în viață când e biserică. Îmi conduc viața după slujbă, după programul care este înstabilit în cadrul bisericii. Așa că nu uitați programul de după masă. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Înainte de alte anunțuri, vreau să reamintesc în perioada evangelizării, evangelizarea care s-a ținut aici în satul Toflea, un grup de 29 de frați tofleni am făcut o promisiune că vom dărui și noi binecuvântarea noastră pentru noua construcție a bisericii. Iar în întâlnirea aceea eram un grup de 29 de frați, ne-am adunat, ne-am rugat și fiecare știți nevoile, că mulți nu au o stare bună,
Dar am promis înaintea lui Dumnezeu atunci, în urma binecuvântării, că vom binecuvânta construcția bisericii, adică știu că tot ce începe Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Și mă gândesc că nu există o biserică, probabil în România, în care a început fără să fie sfârșită. Și știu că Domnul se va îndura de noi și cred că anul viitor, anul binecuvântării, vom finaliza biserica, chiar dacă este imposibil uman, Dumnezeu ne va da resurse să finalizăm această biserică și merită să spunem cu toții amin. Amin. Pentru că aminul nostru înseamnă proclamația credinței noastre. Și atunci eram un grup de 29 de frați și aș vrea să-i reamintesc în contextul în care biserica să ne rugăm pentru ei ca Domnul să le binecuvinteze și ei să-și poată ține de promisiunea care au făcut-o. Cred că Domnul i-a binecuvântat și cred că Domnul le va binecuvânta. Important e ei să-și țină promisiunea. Să ne rugăm Domnului să spunem, Doamne, ajută-i ca promisiunea care au făcut-o să o ducă până la sfârșit. Frații care au făcut promisiuni pentru biserică este fratele Sorin Motor, 1000 de euro, fratele Vasile Moldoveanu Canigia, 1000 de euro, fratele Pelin, 1000 de euro, fratele Gheordița Marele, 1000 de euro, fratele Vasile Boneta, 1000 de euro, fratele Ghiță Muzău, 500 de euro, fratele Suranș Jerete, 500 de euro, fratele Gheorghe Vleaștean, 500 de euro, eu, Vasile, 500 de euro, Budi Micuțu, 500 de euro, Duman Bocalo, Anglia, 500 de euro, Onea Ițic, 300 de euro, Mircea Cucu, Cuculeț, 100 de euro, fratele Mitică Paioio, 5.000 de ron, fratele Gogoș, 3.000 de ron, fratele Matache, 3.000 de ron, fratele Mitică Gas, 3.000 de ron, fratele Gruișor, 3.000 de ron, fratele Vasile Pelea, 2.000 de ron, fratele Dincă, 1.500 de ron, fratele Oniță Crăciun, 1.000 de ron, fratele Marius Manu de la Liț, 1.000 de ron, fratele Vasile Angar din Ipsici, 1.000 de ron, fratele Ion Rosnov, 1.000 de ron, fratele Calia, 1.000 de ron, fratele Vanși, 500 de ron, fratele Boi Suraș, 500 de ron și fratele Walter, 1.000 de ron. Eram 29 de frați, ne-am adunat și am făcut această promisiune. Acum citesc numele celor care au dat. Frații care au dat, chiar dacă îi recitesc din nou, ca să explic în fața bisericii, ca să știți această dare de seamă. Lista cu frații care au pus bani la construcția bisericii. Fratele Mitică Paioio a pus suma de 5.000 de ron, toată suma care era promisă. Suma integrală, el a donat toată suma pentru biserică, suma de 5.000 de ron. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Boi Suraș a pus suma promisă de 500 de ron. Fratele Calia a pus suma promisă de 1.000 de ron. Fratele Ion de la Rosnov a pus suma de 1.000 de ron, suma promisă. Fratele Gheorghiu a pus suma de 100 de euro care era promisă. Și acum citesc lista cu frații care au dat o parte din bani. Fratele Ghiță Muzău a dat 250 de euro, a mai rămas suma de 250 de euro din promisiune. Fratele Matache a pus suma de 1.500 de ron, a mai rămas promisiunea de 1.500 de ron. Fratele Gogoș a pus suma de 2.000 de ron, a mai rămas 1.000 de ron. Fratele Onea Ițic a pus suma de 700 de ron, a mai rămas suma de 600 de ron. Fratele Suran Jerete a pus suma de 500 de ron, a mai rămas din promisiune 1.700 de ron. Fratele Pelin a pus suma de 2.500 de ron, a mai rămas suma de 2.100 de ron. Fratele Mitică Gas a pus suma de 1.000 de ron, a mai rămas suma de, din promisiune 2.000 de ron. Fratele Dincă a pus suma de 1.000 de ron,
a mai rămas promisiunea de 500 de ron. Eu am pus suma de 1000 de ron, a mai rămas promisiunea de 1300 de ron. Fratele Vasile Moldoveanu Canigia a pus suma de 1000 de ron, a mai rămas promisiunea de 3600 de ron. Fratele Gheorghe Marele a pus suma de 500 de ron, a mai rămas promisiunea de 4100 de ron. Fratele Gruișor a pus suma de 1000 de ron și a mai rămas promisiunea de 2000 de ron. Am mai explicat în fața bisericii, pentru că în biserică tot timpul spun că intră bani și de ce nu construim? Am vrut să vedeți că sunt promisiuni și frații se luptă să-și pună promisiunea, să ne punem promisiunea pentru banii care trebuie să-i punem la biserică. Fie ca Domnul să binecuvinteze acești 19 frați care au pus bani și biserica să spunem amin. Dumnezeu să le dea, Dumnezeu să le răsplătească banii care au dat, banii care vor urma să le pună în biserică ca donație, Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Un alt anunț este... Biserica din Ipswich a trimis suma de 1240 de lire prin fratele Vasile Brașoveanu, care a venit la mormântarea unchiului său, fratele Calo, și au trimis Biserica din Ipswich 1240 de lire bani pentru pachete. Ca să explic mai clar, mâine este seara de ajun. Ora stabilită este de la ora 5 la ora 7. Fac apel la fiecare părinte sau tată și mamă să veniți cu copiii voștri. Nu trimiteți doar copiii. Chemăm toți copiii. Seara de ajun vom avea o seară de colinde, vom avea o scenetă, vom avea un cuvânt scurt, un mesaj pentru biserică, pentru copii și în urmă vom da și cadouri. Nu avem cadouri multe, avem cadouri limitate, dar vă rog frumos, cei care vin la biserică le dăm cadouri. Nu ducem cadouri la domiciliu. Avem, știți, cum am spus și anul trecut, bucurie la cutie. Adică vă dăm un cadou din partea celor care ne-au trimis aceste cadouri și vrem să bucurăm și copiii, pentru că copiii se bucură când primesc. Nu e așa că ne bucurăm când primim un cadou? Dar vă spun că Domnul să ne ajută să fie mai mare bucurie să dăruim. Iar în ziua de luni, mâine, suma trimisă, frații au mai făcut promisiunea că mai trimit o sumă restantă, sunt și alți frați, grup de tineri din Oldham, care trimit o sumă consistentă de bani, din sumele strânse vom strânge pachete și vom duce pentru copii, vom da cutii, cadouri, pentru familii cu nevoile vom da probabil un număr de 50 de familii, de 70 de familii cele mai cu nevoi, le vom duce pachete și pe lângă aceasta biserica s-a implicat să îmbrăcăm un număr de copii, să le ducem și haine, și mâncare, și cadouri pentru copii. Ziua de mâine este o zi importantă și o zi cu multă implicare. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, amin! Iar dacă sunt frați care vor să pună bani la biserică, fraților, nu uitați că Crăciunul înseamnă sărbătoarea dragostei, adică dragostea înseamnă că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să se nască, să moară și să aducă cel mai frumos cadou. Crăciunul este o sărbătoare a dragostei, așa că dacă vreți și voi să vă implicați, vă dăm libertate. Dacă nu sunt, am vrut să întreb biserica. Iar dacă nu sunt, dacă sunt frați care vor să pună bani pentru a completa la alimente pentru familii cu nevoi, dacă nu sunt frați, deja ați spus, ați îmbrăcat și ați luat îmbrăcăminte pentru copii, deja o sumă de bani strângem pentru alimente, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, amin. Coleta duminicală este de 1000.